numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Alergați la Domnul și veți fi întăriți. Căutați întotdeauna fața Lui. Mii credincioși, ca și duminica precedentă, în această duminică, liturgia cuvântului ne propune să medităm asupra rugăciunii. Rugăciunea care este atât de importantă în viața noastră a creștinilor pentru a menține vie credința noastră. Umilința este calitatea rugăciunii pe care Iisus ne-o predă astăzi. De aceea și noi, pentru ca la sfârșitul Sfintei Liturghii să plecăm acasă încărcați cu harurile divine, ne recunoaștem cu toată umilința păcatul nostru și cerem de la Dumnezeu ajutorul ca din zi în zi să ne punem tot mai mult în slujba Lui. Mărturisesc. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm, fă să crească în noi credința, speranța și iubirea, și ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduiești, fă-ne să iubim ceea ce ne poruncești. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea lui Ben Sira. Domnul este un judecător și la El nu este părtinire. Nu va fi părtinitor împotriva celui sărac și rugăciunea celui nedreptățit va fi ascultată. Să nu treci cu vederea strigătul celui orfan și pe văduvă dacă își revarsă cuvintele. Cel care o vindecă va primi cu plăcere și cererea lui va ajunge până la nori. Rugăciunea celui umil străbate norii și până când nu se apropie, nu se lasă mângâiat. Nu se va îndepărta până când cel prea înalt nu-l va vizita, va da dreptate celor drepți și va face judecată. Cuvântul Domnului. De acum îmi este rezervată coroana dreptății. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă și timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării și mi-am păstrat credința. De acum îmi este rezervată coroana dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturora celora care au iubit arătarea Lui. La prima mea apărare, nimeni n-a fost alături de mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ia în seamă.
Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Și am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea și mă va mântui pentru împărăția Lui cea din ceruri. Lui să fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Hristos împăcând lumea cu sine și punând în noi cuvântul reconcilierii. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a mai spus această parabolă unora care se credeau în sine drepți și disprețuiau pe alții. Doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era farizeu, iar celălalt vameș. Farizeul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig. Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus și Maria. Biscredincioși, încetul cu încetul ne îndreptăm către sfârșitul anului liturgic. Și parcă în armonie cu natura care se pregătește pentru iarnă, Biserica ne invită
în această perioadă, în ultimele săptămâni ale anului liturgic, să ne îndreptăm atenția asupra realităților ultime ale omului, și anume moartea, judecata, iadul sau paradisul. Încă răsună în urechea noastră întrebarea lui Iisus pe care am ascultat-o la sfârșitul Evangheliei de duminica trecută. Dar când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi oare credință? Iubiți credincioși, cu toții avem această credință și cu toții suntem siguri de faptul că și pentru noi va veni sfârșitul, și pentru noi va veni momentul când vom trebui să dăm cont în fața lui Dumnezeu de tot ceea ce am săvârșit pe acest pământ. În Evanghelia de duminica trecută, Iisus ne avertiza, ne spunea că rugăciunea noastră este aceea care e capabilă să mențină vie credința în sufletul nostru, pentru ca noi să nu ne descurajăm în fața răului pe care îl primim, pentru ca noi să înaintăm pe drumul mântuirii noastre. În Evanghelia de astăzi, Iisus ne învață din nou asupra unei atitudini fundamentale pe care noi trebuie să o avem în rugăciune. Și anume, Iisus ne învață că atunci când ne rugăm să fim smeriți sau umili în fața lui Dumnezeu, numai o astfel de rugăciune produce cu adevărat roade, produce acea schimbare pe care Dumnezeu o dorește de la noi. Se întâmplă ca uneori, prin rugăciune, unii să încerce să-L obosească pe Dumnezeu, să-L facă să-și schimbe planurile sale. O rugăciunea nu are această menire, ci menirea ei este să ne schimbe pe noi, să schimbe inima noastră, să ne pună mai mult pe drumul mântuirii, să ne facă persoane mai bune. De aceea, îndreptându-ne spre parabola pe care tocmai am ascultat-o, să vedem și noi cum putem să îmbunătățim viața noastră de rugăciune. Parabola ne prezintă doi oameni care se aflau în templu, în casa lui Dumnezeu, pentru a se ruga. Și se potrivește de minune cu ceasul acesta în care noi ne-am adunat pentru a ne ruga lui Dumnezeu. Dar ne spune și parabola că la sfârșit, unul a plecat mai îndreptățit decât celălalt. E important așadar și atitudinea pe care noi o adoptăm în rugăciunile noastre. Să vedem așadar cu ce se deosebește rugăciunea farizeului de rugăciunea vameșului. Știm cu toții că farizeii erau elita socială și religioasă a acelei perioade în care a trăit Iisus. Și farizeii se străduiau să împlinească legea lui Moise, ba chiar erau foarte sârguincioși în a observa fiecare precept al legii, iar pentru aceasta erau admirați de oameni. Doar că ei se mândreau de acest lucru, erau făloși în fața celorlalți, căutau să fie bine văzuți de ceilalți oameni, neavând o dragoste adevărată față de Dumnezeu. Și farizeul pe care îl dă drept exemplu Iisus în parabola de astăzi, atunci când se roagă, se roagă în felul următor: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul care stătea și el în templu pentru a se ruga lui Dumnezeu. Rugăciunea este din start greșită acestui farizeu, întrucât el vine în fața lui Dumnezeu, dar nu pentru a-și recunoaște nevrednicia sa în fața lui Dumnezeu, care este de trei ori sfânt, nu pentru ca să ceară de la Dumnezeu să-L facă o persoană mai bună, cu siguranță că avea și el păcatele și defectele proprii, ci vine în fața lui Dumnezeu pentru a se lăuda cu meritele excelente pe care le are. Nu este ca ceilalți oameni păcătoși, plătește zeciuială mai mult decât ceilalți, postește de două ori pe săptămână, deși obligatoriu era să postească o singură dată pe an, de ziua ispășirii. Și Iisus
condamnă o astfel de atitudine la rugăciune, pentru că farizeul, în concepția lui, îl reduce pe Dumnezeu la rangul unui funcționar. Eu fac lucrul acesta sau lucrurile acestea, Dumnezeu trebuie să-mi răsplătească potrivit cu ceea ce eu am făcut, ceea ce îl determină în logica sa să-i disprețuiască pe ceilalți oameni. Pentru că dacă Dumnezeu este doar un funcționar care dă fiecăruia după faptele sale, atunci este normal ca ceilalți să fie în ochii farizeilor lipsiți de valoare, pentru că faptele lor erau rele, erau păcătoase. Dar nu aceasta este imaginea pe care Iisus în întreaga Evanghelie ne-o dă despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este funcționarul nostru care stă cu caietelul gata ca să treacă orice faptă bună sau orice păcat, ci Dumnezeu este Tatăl nostru milostiv, care se apropie de om cu milostivire, care îl caută chiar și pe cel rătăcit, care vrea ca să-i aducă pe toți oamenii la casa sa. De aceea rugăciunea vameșului este mai prețioasă în ochii lui Dumnezeu, întrucât vameșul se privește pe sine la adevărata lui valoare. Știe că este un păcătos și recunoaște acest lucru. Atunci când a intrat în templu, nici măcar n-avea curajul să-și ridice privirea. Era întru totul umil și smerit, pentru că își cunoștea nimicnicia ființei sale, cunoștea faptele sale, dar nu se descurajează, ci cere de la Dumnezeu ajutorul ca pe viitor să devină o persoană mai bună. Ceea ce face ca să vină și verdictul lui Iisus. Acesta a plecat acasă mai îndreptățit decât celălalt. Rugăciunea este așadar menită nu pentru a-L schimba noi pe Dumnezeu, ci pentru a ne pune pe noi în slujba lui Dumnezeu, pentru a schimba inima noastră, pentru ca noi să ne apropiem de El din ce în ce mai mult, pentru ca noi să putem înainta pe drumul mântuirii noastre. Și putem să ne întrebăm cu toții astăzi, iubiți credincioși, ce loc ocupă pentru mine rugăciunea, cât de mult mă rog, și mai ales întrebarea pe care trebuie să ne o punem fiecare, este cum mă rog lui Dumnezeu. Atunci când mă rog, intru într-adevăr în inima mea pentru a asculta glasul lui Dumnezeu și pentru a provoca o transformare. Evanghelia nu ne spune dacă vameșul întors acasă și a abandonat întru totul activitățile sale rele și a dus o viață dreaptă de la acel moment înainte. Dar rugăciunea lui a provocat o schimbare și în viața noastră. Rugăciunea este menită să ne schimbe. Dintr-o dată este foarte greu să ne schimbăm, dar încetul cu încetul cu toții trebuie să lucrăm pentru a face ceva în plus, a face ceva mai mult, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. De aceea rugăciunea este atât de importantă, ba chiar esențială pentru viața creștinului, pentru că în permanență trebuie să fim ancorați în această lucrare de mântuire a lui Dumnezeu. Noi creștinii trăim cu conștiința venirii lui Hristos. Nu știm când va veni, dacă ne va surprinde sfârșitul lumii în timpul vieții, dar cu siguranță la moartea noastră Hristos va veni în întâmpinarea noastră. Va veni pentru a ne lua în împărăția sa. Tocmai de aceea noi trăim cu această așteptare a venirii lui Hristos. Trăim într-o tensiune adevărată. Vrem ca să mergem la Dumnezeu. Ne dorim acest lucru, dar trebuie să ne pregătim, trebuie să muncim, pentru că atunci când vom ajunge în fața judecătorului suprem, să merităm să fim primiți de El în patria sa, în paradis. Sfântul Ioan Bosco se plimba odată prin curtea orfelinatului
pe care îl conducea într-un moment de răgaz, de pauză al acelor copii. Ei se jucau. Și a început să-i întrebe pe copii, unul după altul, dacă în următoarele 5 minute ar veni sfârșitul lumii, ce ai face? Și tot umbla printre copii și le punea această întrebare. Cei mai mulți dintre ei au răspuns la această întrebare cu răspunsul: dacă aș mai avea 5 minute să trăiesc, m-aș duce să mă spovedesc repede. A venit și rândul Sfântului Dominic Savio și la această întrebare a răspuns foarte frumos: m-aș juca mai departe. Doar rugăciunea poate să ne dea o asemenea seninătate a vieții, în care să fim întotdeauna pregătiți de a merge în întâmpinarea Domnului. Doar rugăciunea ne poate pregăti cu adevărat pentru adevăratul examen al vieții noastre, care va avea loc la sfârșitul vieții. Lăudați să fie Iisus și Maria! Iar acum să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, fraților prea iubiți. Domnul nostru Iisus Hristos a venit să mântuiască lumea, a rămas pururi cu noi în Sfânta Euharistie și va veni în slavă să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Să-L rugăm să ne stea mereu alături cu Harul Său, ca să știm să-L așteptăm și să-L primim când vine la noi. Iisuse Dumnezeul nostru, dă-i Sfintei Biserici harul de a fi mereu atentă pentru a discerne voința Ta în semnele timpului. Luminează-i pe toți creștinii ca să te recunoască și să te primească plin de iubire în persoanele fraților lor săraci, suferinți și părăsiți. Trezește în sufletul celor înzestrați cu daruri deosebite, cu putere sau cu bogăție, conștiința folosirii lor în slujirea semenilor lor. Dăruiește-le oamenilor de știință harul să înțeleagă că numai întâlnirea cu Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, va dărui sens de plin cercetărilor și vieții lor. Nu îngădui ca grijile și interesele pământești să ne îndepărteze de Tine, ci dă-ne purul o inimă trează spre a sesiza prezența Ta sub orice formă ai venit la noi. Îndură-te de sufletele din purgator și împlinește-le așteptarea, primindu-le să se bucure pe deplin de vederea feței Tale.
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, înțelepciune, ca să te putem recunoaște cu ochii credinței aici pe pământ și astfel să ajungem să te contemplăm față în față împreună cu Sfinții Tăi în ceruri, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aduce Maiestății Tale, pentru ca ceea ce se săvârșește prin slujirea noastră să fie înainte de toate spre mărirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu încetezi a te preamări și a-ți mulțumi
prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii te laudă într-un singur glas. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos.
Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim o ștedirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și episcopul nostru Iosif, cu episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți-l a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericișe, chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vreau să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai un cuvânt și să vă cămăduie sufletul meu. Iisus, mulțumesc pentru viața cea veșnică. Thank you.
ne vom bucura de mântuirea Ta și în numele Dumnezeului nostru vom tresălta de bucurie. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca tainele Tale să-și împlinească în noi menirea sfântă, pentru ca realitățile veșnice pe care le celebrăm acum în mod tainic să se dezvăluie odată privirilor noastre, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei și a zis: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea lui de-a slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, hoțuiește-mă și luminește-mă, care sunt încredințați. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Colecta de duminica trecută, destinată susținerii operelor misionare pontificale și ofertele făcute la intențiile de rugăciune, au însumat 8.844 de lei. Domnul să răsplătească generozitatea dumneavoastră, iar cele oferite să fie de folos beneficiarilor. Vineri, 1 noiembrie, vom avea sărbătoarea tuturor sfinților, sărbătoare de poruncă. Programul Sfintelor Liturghii va fi ca în zi de duminică, adică Sfintele Liturghii vor fi la orele 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Sâmbătă, 2 noiembrie, avem pomenirea tuturor credincioșilor răposați. Vor fi 3 Sfinte Liturghii, la 8, la 10 și la 18. Vineri și sâmbătă sunt primele din luna noiembrie, cu devoțiunile obișnuite la inima lui Iisus și la inima neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria. Programul Sfințirii Mormintelor de anul acesta la toate cimitirile din Iași poate fi consultat la afișierele de afară. La cimitirele Eternitatea, Petru și Pavel și cele două din Bucium vom merge după următorul program. Vineri, 1 noiembrie, la cimitirul Petru și Pavel, între orele 14 și 16.
Sâmbătă 2 noiembrie vom merge la eternitatea între orele 10-12, 14-16. Duminică 3 noiembrie vom merge în Bucium, la cimitirul de la Socola Mică, între orele 13-15, și tot duminică 3 noiembrie vom merge la celălalt cimitir din Bucium, la Plopii Fără Soț, între orele 13:30 și 14:30. Vă dorim tuturor o săptămână frumoasă și binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus și Maria. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.